Majestatea sa Margareta și tatăl său, regele Mihai I, au creat Fundația Principesa Margareta a României acum 28 de ani, în primele luni ale anului 1990. Cu filiale în 6 țări, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Elveția, Belgia, Franța și România, fundația a început prin a sprijini caritabil, social, medical și educațional categoriile defavorizate ale României anilor 1990. După aproape 3 decenii, fundația este astăzi mai puternică și mai respectată decât oricând. Proiectele ei de astăzi sunt considerate un model de implicare socială. Joi, 22 martie 2018, într-un neobișnuit decor hibernal, parcă desprins din poveste, Majestatea sa, alături de Alteța sa Regală, Principele Radu, și Alteța sa Regală, Principesa Maria, a oferit o seară a Palatului Elisabeta, a fundației sale și companiilor care au sprijinit-o cu fidelitate de-a lungul anilor. Seara fundației Principesa Margareta României a fost sărbătorită cu un dineu la Palatul Elisabeta. I'm very grateful to you for being here and for the values you represent, which are fundamental in today's world, especially at the moment where there's so much division everywhere and poverty still, hunger, disease, ecological disasters. So thank you. I'd also like to ask you to renew your commitment, to stay committed, and for anyone who maybe has not yet known much about the foundation, to join us in our effort for a better country. Majestatea s-a întâlnit reprezentanții companiilor care s-au aflat constant alături de programele fundației. In Romania, we started the cooperation with Princess Margareta of Romania Foundation in 2012, initially by just by donating some household cleaning product to non-profit organization. Meanwhile, We contributed supporting the foundation activities with more than 170,000 euro over the last 5 years, and we are proud of having the opportunity to help foundation program for elderly, aiming to combat isolation, loneliness, and improving the quality of their life. We are very glad that we have been able to support the foundation up until now, and we intend to continue to do so. I think it's important that many sponsors are joining because, again, this is a great program. This is a program about developing the culture in Romania. This is a program about helping the new generation. And at the end, it's a program to create a better Romania. Thank you. Partener de mai mulți ani pentru diverse proiecte, liderii acestor companii au o valoroasă implicare socială în comunitățile din România. Nu te pripe să Margareta României desfășoară proiecte care vin să-i sprijine pe copii, pe tineri și pe vârstnici. Am să le iau pe rând un pic. Pentru copii, de exemplu, avem două proiecte. Unul este Fondul Special pentru Copii, un proiect de burse care se oferă copiilor foarte săraci, în familii cu sărăcie maximă, care sunt în risc de a nu merge la școală, sunt în risc de a abandona școala. Și acestora le oferim aceste burse care să-i susțină cu haine, încălțăminte, rechizite, mâncare. Sunt cheltuieli absolut necesare astfel încât să îi degrevăm pe părinți de o anumită grijă și să poată merge acești copii la școală. Proiectul este cu precădere prezent în mediul rural, pentru că acolo am realizat noi că este cea mai mare nevoie de el și tot acolo sprijină și organizații mici care au centre de tip after school pentru acești copii. În orice școală cu adevărat importantă și care să dea mai departe niște oameni extraordinari, trebuie să existe și învățătură nu numai în timpul orelor, ci și după aceea. Și dacă stăm să ne uităm așa de-a lungul istoriei României și nu numai în ultimii 100 de ani, foarte multe nume importante au pornit, e adevărat, dintr-un mediu de genul ăsta, dar sprijinite și întotdeauna, tocmai pentru că ne aflăm aici, la Palatul Elisabeta, cu atât mai mult nu pot să nu mă gândesc la Enescu când spun asta, pentru că a pornit tot dintr-un sat și fără un sprijin din partea Casei Regale, fără îndoială că nu am fi putut niciodată să ne bucurăm de cel care și după atâta vreme când nu mai e printre noi, ne reprezintă în egală măsură și practic a fost făcut nemuritor și un simbol colosal pentru noi toți. Deci pe asta cred că e extrem de important și pentru că lumea poate mai mult se ocupă de cei pe care îi vede mai aproape, pe ceilalți îi vedem mai rar sau poate
nici nu ne gândim, pentru că există sate și sate. Sunt satele unde de obicei se fac filmările și satele în care nu ajunge lumea așa de ușor, pentru că, în primul rând, că nu sunt drumuri până acolo, de exemplu, sau nu știm cât de mult și copiii, dacă într-adevăr au ocazia să se poată informa undeva, că avem impresia așa că sigur o să fie în școli, peste tot tablete și așa, nu e chiar așa, lucrurile stau cu totul altfel și mai mult decât atât, mi se pare important pentru că e un proiect care poate să meargă după aceea mai departe, adică poate să meargă după aceea la tinere talente, că o parte dintre ei acolo sunt descoperiți și mai târziu tot așa până când ajung la telefonul vârstnicului, ceea ce mi se pare că în felul ăsta acoperi absolut toate generații. Anul ăsta am lansat un proiect pilot, proiectul Cauza Mea, un proiect prin care încercăm să implicăm oameni obișnuiți, oameni simpli, în sprijinul copiilor, în sprijinul copiilor care vor să meargă la școală. Prin acest program, oamenii sunt instruiți despre cum să identifice un caz, cum să-l sprijine pe perioada unui an și cum să facă propria lor acțiune socială. Noi le spunem antreprenori sociali și ne dorim ca un număr foarte mare de oameni care vor să ajute, să ajute prin aceste metode. Avem, din fericire, oameni care vor să ne se alăture. Tineri, vârstnici, oameni care vor să fie alături de noi și să sprijine proiectele noastre. Și invităm pe toți să vină la Centrele Generației, să vină la Telefonul Vârstnicului și în celelalte proiecte ale noastre. Trebuie doar să ne contacteze prin intermediul website-ului sau să ne dea un telefon și noi avem propria noastră metodologie prin care se implică. Andreea Osman, o tânără de 20 de ani, a oferit o mărturie emoționantă despre curaj și despre modul în care sprijinul primit în cadrul Centrului Generații din sectorul 6 a contribuit la educația ei și a marcat parcursul. Come to visit the center and you will have the chance to meet my family, a big happy family. The Generation Center made me what I am today. I'm a young person who want to return what I received. I have a job, I live on my own, and I am Erasmus volunteer, and in this summer I will be in Gaziantep, in Turkey. I will teach English and mathematics to Syrian refugees, as they tell me that everything in life happens with one reason. I hope to give those little kids in need what the center gave it to me, a future.